spuneți că ați sunat de 3 ori la 112. Da. Cam la ce interval? Ce v-a spus la primul apel? La primul apel mi-a spus să rămân în siguranță, să nu părăsesc domiciliul, pentru că momentan nu au nicio mașină disponibilă și colegii toți sunt plecați în alte activități, au alte activități și nu mă pot ajuta. Am sunat apoi la jumătate de oră, primul apel a fost la ora 1, al doilea apel a fost la 1.20, 25, cam așa. Operatoarea deja era destul de supărată că eu insist să sun, mi-a repetat la fel de nervoasă că nu mă poate ajuta cu nimic și să mai aștept. Am așteptat 45 de minute până când am observat că vecinul meu tot nu se oprește și, din contră, mai aduce o mașină în discuție și pornește iar să facă gălăgie, să deranjeze liniștea publică. Am sunat după 45 de minute și apelul este înregistrat, ultimul apel, și de acolo a reieșit că este mai ok pentru mine să rămân în siguranță. M-a întrebat foarte nervoasă ce treabă am eu la ora aia, de ce trebuie să mă deplasez la ore târzii. I-am explicat că am o problemă personală și trebuie să plec de acasă obligatoriu și mi-a spus că ea nu mă poate ajuta mai mult decât să îmi răspundă și să-mi spună că nu are cu ce să mă ajute, nu are niciun echipaj disponibil și să aștept în siguranță că mă vor suna de la poliție. Până și în moment aștept acel telefon care ar trebui să mă ajute pe mine și poate să mă scoate dintr-o situație neplăcută. Deci asta voiam să vă întreb. După cele trei apeluri, nu ați mai primit? Nici în prezent nu am fost sunată de niciun echipaj de poliție. Deci eu încă sunt în așteptare în care trebuie să vină un echipaj să mă ajute. Deși au trecut 2 zile. De la 112 a lăsat să se înțeleagă operatorul, dispecerul sau cu cine ați intrat în legătură, a lăsat să se înțeleagă că nu dispune de niciun echipaj, întrucât... Da, exact. Întrucât nu au oameni de ajuns, oamenii care iau deja sunt plecați în alte operațiuni de salvare. Mi-a dat un exemplu că, domnișoară, chiar nu puteți sta în siguranță pentru că este o doamnă care este amenințată cu cuțitul și chiar a trebuit să ducă. Și am întrebat-o, chiar toate echipajele sunt la acel caz? Și mi-a spus, da, toate sunt plecate, nu avem cu ce să vă ajutăm. Tatăl dumneavoastră a intervenit în discuție cumva? Da, spre sfârșit, eu Spre sfârșitul celei de-a treia convorbiri? cele de-a treia convorbiri, pentru că eu trebuia efectiv să plec cu niște căței care îi dețin, să-i duc la cineva și mi-a spus, dacă dumneavoastră nu mă puteți ajuta și fata mea este în pericol, o pot apăra cu căței care i-am, dețin 2 cane corso. Și operatoarea mi-a spus, știți că răspundeți pentru faptele dumneavoastră. Și tata a spus, băi, ok, eu răspund de faptele mele, dar ceilalți nu răspund, nu sunt trași la răspundere? Și a spus că atât cu atât vă putem ajuta. I-am mulțumit frumos și ne-am descurcat singuri. Credeți că dacă era o situație mult mai periculoasă, ce s-ar fi întâmplat, la ce ar fi dus toată treaba asta? Dacă aveți chiar mare, mare nevoie, ce s-ar fi întâmplat dacă... S-ar fi repetat un nou caz Caracal, evident. Pentru că chiar nu ne ajută cu nimic. S-au mai sunat, am mai avut probleme, nimeni n-a sărit în ajutor. Dacă nu ești tare, ești efectiv călcat în picioare de cei care poate sunt mai puternici decât noi. Ați avea ceva de spus la felul cum reacționează autoritățile și cum au reacționat în cazul dumneavoastră? Ce credeți că... Mi-aș dori pe viitor să-și facă treaba mai bine. Poate eu am fost educată de familie să rezist în unele cazuri, de genul și să nu mă pierd cu firea, dar poate o altă domnișoară s-ar fi pierdut și n-ar fi fost ok pentru ea. Vă simțiți protejată în momentul de față la care vorbim? Vă simțiți protejată în totalitate de oamenii legii, de poliție? Nici într-un caz. Mă simt protejată de puterile mele și de ce sunt eu capabilă și de familie. Bănuiesc că dacă aș fi fost singură și aș fi apelat 112 și nu m-ar fi ajutat, dacă aș fi apelat la tata, ar fi ajuns mult mai repede decât ar fi făcut-o ei. Mulțumesc. Mulțumim frumos.